Bună, eu sunt Teo și astăzi vom discuta despre cărți și Holocaust. Ce moment mai bun să vină curierul decât atunci când te-a pus să filmezi și mai și plouă afară. Dar nu asta contează. Am aici un teanc cu cărți legate de Holocaust. Bine, ar mai fi încă una pe care o am însă la București, dar despre care o să vă vorbesc tot în clipul de astăzi. Și o să vă povestesc ce și cum stă treaba despre ele și de unde pasiunea asta mea despre Holocaust. Până prin clasa a 7-a nu aveam habar ce e la Holocaust, nu știam când a fost, ce implică, nimic. Dar între a 7-a, profesoara mea de istorie, pentru că știa cumva că sunt atrasă de istorie, mi-a spus de existența acestui concurs, Memoria Holocaustului, la care m-am înscris. Ne-am lăsat cam cu o săptămână înainte, timp în care a trebuit să învățăm și să ne pregătim, pentru că era și o probă artistică, care trebuia să facem un afiș reprezentativ pe tema Holocaustului și cum necum m-am calificat la națională. Și vara aceea dintre a 7-a și a 8-a, eu m-am axat foarte mult pe chestia asta, am citit foarte multe cărți, de fapt nu chiar foarte multe, pentru că pe atunci nu existau atât de multe, dar am văzut multe documentare, multe filme, tot ce implica Holocaust sau evrei, eu citeam sau vedeam. Și cumva chestia asta a persistat în timp, pentru că mi se pare un subiect care ar trebui mai des abordat și care, ce-i drept, în ultimii ani a fost mai des abordat, dar mă bucur foarte tare că au tot apărut cărți pe această temă și astăzi să discutăm despre 6 dintre ele. Ce vreau să vă spun este că știu că există și alte cărți în afară de acestea, dar celelalte nu mi-au plăcut. Adică ar mai fi, de exemplu, și Bibliotecarea de la Auschwitz, pe care am început-o cumva acum vreo 3 ani, dar nu mi-a plăcut, și Hoțul de cărți, pe care n-am mai putut să o citesc pentru că am văzut filmul, dar acestea sunt unele dintre preferatele mele și chiar vă recomand să le citiți. O să încep cu Jurnalul Anei Frank, care știu că este o carte foarte cunoscută de multă lume și pe care am citit-o undeva prin clasa a 7-a, dacă nu mă înșel, tot așa pentru o olimpiadă, ceva lectura ca abilitate de viață, știu că trebuia citită. Și pe care ulterior și că am mai citit-o de vreo 2 ori, pentru că mi-a plăcut și, nu știu, cumva faptul că e scris de un copil care a trecut prin toate peripețiile din timpul Holocaustului, te face să vrei să afli și mai multe și pe această cale voiam să vă spun că sunt și 2 documentare, sau 2 documentare pe care eu le-am văzut, unul care se bazează strict pe carte și încă unul care relatează și povestea Anei de după ce a ajuns la lagărul de concentrare. Personal, acela mi se pare mult mai realist și mai aproape de realitate și pe acela v-aș recomanda să-l vedeți. Nu știu dacă o să le găsesc pe net, o să încerc să le caut și o să vă las link-urile în descriere dacă le găsesc, dar chiar vă recomand, dacă nu aveți răbdare să citiți cartea, măcar să vedeți documentarele, pentru că povestea Anei Frank cred că este una dintre cele mai cunoscute din literatură sau, nu știu, istorie, neapărat din istorie, dar înțelegeți ce vreau să spun. Este una dintre cele mai cunoscute fetițe de 14-16 ani din cel de-al doilea război mondial până la urmă și chiar are ceva de spus. O să vedeți mentalitatea de la acea epocă, o să vedeți cum încercau să-și chipzuiască proviziile, cum încercau să se gospodărească singuri și, nu știu, mie chiar îmi place cartea aceasta. E săraca citită și răștitită, dar, din nou, este una dintre preferatele mele all times. Trecând mai departe și ignorând faptul că părul meu nu vrea să stea pentru că mi-e cald și în același timp s-a și umflat de la ploaie și, mă rog, am avut o tentativă de a-l ondula înainte să filmez, dar cum e, nu țin buclele, a ajuns în stadiul acesta. Următoarea carte este Pianistul, pe care, de fapt, pe al cărui film l-am văzut inițial, tot așa, în clasa 7-a. Și anul acesta de ziua mea am primit-o de la iubitul meu, care nu știa că la vremea aceea că iubesc filmul și tot ce ține de Holocaust, ci nu știu. Și lui îi plăcea subiectul și a zis că why not? Mă rog, și mi-a scris aici când muzica ajunge să salveze vieți, pentru că na, și lui îi place să cânte la pian și cumva nu știu dacă a fost neapărat o legătură cu el și cu noi, dar în fine, trecem peste aceste amănunte. Ideea este că atât cartea cât și filmul, filmul care este foarte, foarte bine realizat și care, nu știu, mie mi s-a părut cumva povestea mai lungă în film decât în carte, dacă vă vine să credeți. Poate și pentru că am văzut eu filmul ultima dată cam acum vreo 2 ani, după că n-am văzut de vreo 2-3 ori și pe acela.
care s-a citit super, super repede, are nu știu câte pagini, 250 aproape. Și s-a citit super repede, poate și datorită faptului că mi-a plăcut, nu știu ce să spun, dar Pianistul din nou este o carte care a marcat cumva scrierile acestea despre Holocaust. Adică eu cred că foarte multă lume a auzit despre ea și despre el. Este că această carte este din nou un jurnal de memorii, la fel ca și jurnalul Anei Frank, de această dată din perspectiva unui bărbat relativ influent, un evreu destul de influent la acea vreme, care era pianist și care ajunsese să fie destul de celebru în rândul oamenilor și de aceea a avut parte și de mult ajutor în călătoria sa de a se salva, ca să spun așa, de Holocaust și de naziști, dar relatează toate experiențele prin care a trecut și cum era să moară de câteva ori și cum efectiv, pe bune, muzica l-a salvat. Nu știu, e o carte foarte faină, eu la film am și plâns, așa că vă recomand din nou să citiți și cartea și să vedeți și filmul. Sincer, nu cred că contează neapărat ordinea, pentru că v-am spus, eu filmul l-am văzut prima dată și apoi am citit cartea, nu m-am oprit să o citesc. Poate și datorită faptului că a fost cumva la interval de 2-3 ani, dar chiar că vă recomand această carte, e foarte, foarte faină. Următoarele două cărți vreau cumva să le prezint nu neapărat la pachet, doar că pe lângă faptul că au același autor, au și un personaj comun. Este vorba despre Kilka, care în Tatuatorul de la Auschwitz, care din nou este o carte foarte populară în ultima vreme și mă bucur pentru acest lucru și am descoperit-o tot anul acesta și chiar mă bucur că am citit-o, nu știu, chiar vă recomand. Nici nu știu cum să descriu cărțile astea, pentru că atunci când dai peste o carte bună și care, nu știu, te face să o citești fără să o lași din mână, nici nu știi exact cum să o prezinți sau să o explici, să vorbești despre ea. Bine, poate asta ești din cauza faptului că nu sunt eu foarte pricepută în a vorbi despre cărți, dar am zis Tatuatorul de la Auschwitz, care, după cum știți sau nu, cred că toată lumea auzi despre cartea asta, cel puțin toată lumea care e interesată să citească. Este vorba despre un bărbat care ajunge să fie tatuator la Auschwitz și care, în ciuda avantajelor pe care le avea ca tatuator, pentru că tatuatorii erau unii dintre persoanele suspuse în lagăr, și în lagăr exista o ierarhie a persoanelor, chiar dacă toți erau, sau marea majoritate erau evrei, aceștia erau puși în funcție de joburile pe care le aveau într-o oarecare ierarhie, tatuatorul era undeva destul de sus și avea anumite avantaje, însă cu toate acestea el încerca să ajute oamenii și totodată să-și ajute prietenii. Și în această carte, Kilka este personaj episodic, însă s-au gândit să mai lansezi încă o carte, aceasta a fost lansată anul acesta și eu nici am așteptat să se lanseze pentru că am dat precomandă pentru ea ca să fiu sigură că ajunge la mine imediat cum se lansează. Călătoria Kilkei o are de această dată pe Kilka în prim plan, ce să vedeți. Și este vorba despre o fată care în lagăr fusese cumva abuzată fizic, sexual de către unul dintre comandanții lagărului. Și apoi ajunge să fie judecată pentru aceste fapte și, după cum știți, și al doilea război mondial a fost câștigat de către URSS, iar odată ce rușii au ajuns în Polonia, Germania, inclusiv în lagăre, au încercat cumva să dezlege poveștile din spatele oamenilor și să-și dea seama de ce unii au supraviețuit și alții nu. Și Kilka, cum era una dintre supraviețuitori, a fost scoasă cumva ca țapi spășitor și s-a spus despre ea că aceasta i-a ajutat pe nemți și de aceea este trimisă într-un lagăr de concentrare, de muncă și de acolo întreaga sa poveste este foarte asemănător cu tatuatorul, pentru că din nou și ea încearcă să-și ajute prietenele și nu știu, întreaga poveste este foarte, foarte faină. Ce-i drept, în ultimele pagini, ultimele 50 de pagini m-au dezamăgit puțin pentru că, nu știu, mă așteptam să aibă un final mai wow. Dar cu toate acestea chiar a fost o carte bună și cu excepția câteva pasaje care nu m-au dat foarte tare pe spate sau care erau puțin mai plictisitoare, chiar e o carte foarte bună. De fapt, ambele sunt niște cărți foarte, foarte bune și vă recomand să le citiți somehow împreună, adică întâi să citiți Tatuatorul, iar apoi Călătoria Kilkei, pentru că, na, credeți-mă, chiar merită. Și acum observ că, efectiv, toate astea sunt de la Humanitas
și îmi dau seama că probabil cei de la Humanita sunt cumva interesați de cărțile acestea istorice, adică știu că ei oricum nu au foarte multe pe teme de fantasy sau de romance sau sunt cumva pe, nu știu, categorii ceva mai serioase, să spunem așa. Dar, în orice caz, eu oricum am o colecție de câteva cărți de la Humanitas, mai ales acestea din raftul Denisei, pentru că, nu știu, m-a prins nebunia asta cu Humanitasul, probabil și datorită sau din cauza iubitului meu, care și el este un împătimit al acestei colecții. Dar, trecem mai departe la penultima carte, pe care nu o am cu mine, fiind vorba despre Se numea Sara. O să vă inser aici o poză. Este despre o fetiță evreică din Franța de această dată. Subiectul evreilor din Franța a fost foarte rar raportat în istorie și în literatură. Adică eu, până să citesc cartea aceasta, nu știam despre cum au stat treburile. Ideea este că și în Franța, într-o anumită zonă, a existat o razie a naziștilor. De fapt, cred că au fost naziști ajutați de francezi. Nu mai știu exact 100% care era ideea, pentru că am citit-o acum, nu știu, mai bine de jumătate de an. Dar ideea este că cartea se petrece cumva în paralel în anii 40 și în prezent, când o tipă, care dacă nu mă știu era jurnalist, descoperă faptul că în casa, nu știu dacă a tatălui sau a socrului, stătuse o familie de evrei și apoi începe să cerceteze cum a stat treaba cu deportarea evreilor și cu toți copiii și toate ororile care au avut loc, inclusiv în Franța, nu doar în partea aceea de Germania, Polonia, Cehoslovacia, cred că și în Cehoslovacia, nu sunt foarte sigură, mă rog, și în Italia a fost o nebunie cu fascismul, dar noi intrăm în subiect. Ideea este că, nu știu, cumva cartea e foarte faină, mie personal mi-a plăcut pentru că a fost din două perspective, cumva, din trecut și din prezent. Când l-am întrebat pe prietenul meu cum mi s-a părut, mi-a spus că lui nu i-a plăcut partea asta, dar cumva cred că ideile și părerile sunt împărțite în ceea ce privește perspectiva din care se arată o poveste, un roman. Dar ideea în sine este foarte, foarte faină, mai ales că este un subiect care nu a mai fost abordat până acum într-o carte, adică, ok, despre evrei, Polonia și Germania știm cu toții, dar despre evrei și Franța nu se știu foarte multe lucruri. Și cumva cred că ar trebui să-i dați o șansă și datorită faptului că sunt anumite lucruri pe care cred că ar trebui să le cunoaștem, întrucât mare parte din victime au fost copii și, nu știu, mie mi se pare foarte, da, din nou n-am cuminte, dar în general, cărțile despre Holocaust mi se pare că prezintă toată situația cumva într-o perspectivă ceva mai ok față de cum s-au întâmplat, adică încât să nu traumatizeze cititorii, însă au un oarecare dram de adevăr destul de pronunțat, de adevăr și de realitate. Deci dacă vreți să aflați aminte despre Holocaust, dar totuși să nu vă îngrozească toate ororile, recomand să încercați literatura despre Holocaust, pentru că ultima carte despre care vreau să o vorbesc, Pendulul vieții, scrisă de Hedy Fried. Știu că este o carte pe care a trebuit să o citesc pentru Națională și care, nu știu, nu este neapărat despre, este despre evrei, dar nu este despre evrei în al doilea război mondial, ci este mai degrabă despre evrei. Știu că clipul trebuia să fie despre cărți și Holocaust, însă m-am gândit că ar trebui să includ și această carte, care, din păcate, nu știu dacă se mai găsește, pentru că eu știu că și atunci am găsit-o destul de greu, dacă o să o găsesc, o să vă las link în descriere. Ideea este că prezintă cumva viața și obiceiurile familiilor de evrei în diverse momente ale vieții, nu știu, cu toate tradițiile, toate obiceiurile, toate sărbătorile lor, pentru că, na, cred că sunteți conștienți că ei nu au sărbătorile pe care le avem noi, având în vedere că la ei totul se termină cu Vechiul Testament, adică la ei practic nu există Noul Testament, nu există Crăciun, nu există Paște, însă au și ei sărbători care se celebrează în aceeași perioadă, ca să spun așa, nu mai știu exact cum se numesc fiecare în parte, pentru că erau destul de multe,
Dar, nu știu, cred că o să recitesc cartea asta, sincer. Mi-a venit acum ideea, mai ales că sunt într-un oarecare reading stamp și luna asta am citit doar o carte și m-am apucat de alte 2-3 pe care nu am reușit să le citesc. Poate cu aceasta o să reușesc să îmi redeschid din nou apetitul pentru citit. Dacă tot v-am vorbit la început puțin și despre documentare și filme, voiam să vă mai menționez încă un film care mie mi-a plăcut și care știu că are și o carte, dar pe care n-am mai apucat să mă citesc. Fiind vorba despre Băiatul în pijamale vărgate, care din nou pe mine m-a făcut să plâng și pe care cred că l-am văzut de 2 ori filmul. Nu știu, dacă mă întrebați pe mine, foarte, foarte multe lucruri. Este pe de o parte sfâșietor, pe de altă parte impresionant și totodată te face să te gândești cât de inocenți sunt copiii și că ar face orice să-și ajute prietenii, chiar dacă nu cunosc toate circumstanțele și tot ce ține de viața prietenilor. E cumva un film și despre prietenie, nu doar despre Holocaust. Și, din nou, o să încerc să vă las în descriere link-uri către toate cărțile, toate documentarele, toate filmele de care am menționat. Sper să nu uit să fac chestia asta, dar, nu știu, din nou, Holocaustul e un subiect care pe mine mă pasionează destul de mult, așa că dacă mai știți alte cărți sau alte filme pe care aș putea să le urmăresc, în afară de lista lui Schindler, pe care am încercat mai de mult să îl văd, dar nu știu de ce m-a plictisit în primele minute, poate trebuia să-i dau eu mai multe șanse sau să-l urmăresc mai mult timp. Dacă mai știți alte filme sau alte cărți, puteți să-mi scrieți în comentarii, chiar mi-ar plăcea să mai aflu și despre alte povești. Și cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, să-i dați un share pe Instagram și să vă abonați pentru a fi la curent cu fiecare video pe care îl postez. Eu am fost Teo, iar noi ne revedem la următorul clip. Bye!